Salutare și bine ați revenit la încă un episod marca Grile Rezidențiat. Eu sunt Cătălina, hostul vostru și medic rezident pe dermatologie și vă invit să aflăm în episodul de astăzi, împreună cu medicul rezident Cosmin Țârdea, cum este rezidențiatul pe mult dorita medicina legală. Să-i dăm drumul! Bună, Cosmin! Bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat! Bună! Mulțumesc pentru invitație! În primul rând să-ți mulțumim că ne-ai acceptat invitația, pentru că de-a lungul timpului această specialitate a fost foarte mult cerută, adică de cel puțin un an jumate ne-au tot bătut la cap, hai cu medicina legală, hai cu medicina legală, și am avut destul de mare ghinion pentru că invitații nu au acceptat și de asta este chiar o onoare și îți mulțumim că ai acceptat în sfârșit și că avem posibilitatea să facem un episod și despre medicină legală. Cu mare plăcere, ciudat, dar invitația a fost bine primită, mai ales că v-am urmărit ceva vreme și chiar a fost o surpriză. Mulțumim. Poți să încep să ne spui cum ți-ai dat seama că medicina legală este specialitatea pe care ți-o dorești? Cum mi-am dat seama? Păi a fost destul de simplu, adică nu prea am avut alte opțiuni în cap, cel puțin, nu mă gândeam la altceva. Aveam o atracție când eram mai mic pentru, nu știu, seriale de genul. Chiar la început eu credeam că trebuie să fac dreptul ca să pot să practic asta. Până am mai crescut și am înțeles ce trebuie să fac, dar nu prea am avut în cap altă opțiune. Adică cam pe asta am mers, plus că în facultate mi se tot adevereau convingeri că nu îmi place, nu știu, neurochirurgie sau orice altceva. Nu mă simțeam din mediul respectiv. Deci, practic, motivația personală a fost pasiunea pentru această specialitate. Da. Cam cum arată o zi din viața unui rezident? Păi, pot să vorbesc doar din perspectiva unui rezident din centrul București. Da. Dimineață, primul este raportul de gardă, unde se discută cazurile de pe teren, cazurile care urmează să fie în acea zi. Urmează partea de autopsie, eventual. Apoi se trece pe partea de medicină legală clinică. Sunt cazuri de făcut expertize medico-legale, certificate medico-legale. Depinde. Și ca și medic rezident, ce atribuții ai tu propriu-zis? Ce atribuții? Alături de medic îndrumător, mergi, iei parte la autopsie, iei parte la consultația, care dacă medicul este atunci de consultații, iei parte la consultații, asigi la expertize psihiatrice, expertize. În principal este o muncă de birou, zic, îmbinată cu practică, destul de multă practică. Deci, practic, un proces de continuă învățare. Da, exact. Uh-huh. Și ca și ai zis la un moment dat de autopsii, rezidentul ajunge în cei 5 ani să facă singur autopsii? Să facă singur? Da, bineînțeles, pentru că una dintre probele de la examenul de specializare este realizarea unei autopsii cap-coadă, singur. Ok, wow. Astfel încât rezidenții în timp au voie să-și formeze mâna, adică iau parte full-time la autopsii. Uh-huh. E printre principalele atribuții ale medicului rezident să fie în sala de autopsie. Ce ne poți spune despre programul de lucru, de la cât la cât e? Programul de lucru. Aici depinde foarte mult. În principal este un program ok, teoretic este de la 8 la 2. Zic teoretic nu cu părere de rău, ci uneori se întâmplă să fie unele zile în care există mai multă treabă, mai ales în centrul București, volumul de muncă este destul de mare față de centrele din țară. Și uneori se întâmplă să termin cu actele pe care le ai în ziua aceea de făcut puțin mai târziu, că e 3, că e 4, dar în principal pe la 3-4
eventual 5. Când ți-ai terminat treaba, good to go. Ți se pare solicitant? E un program solicitant? Nu. Nu. Este decent. Adică îți oferă posibilitatea și să înveți la muncă, îți oferă și o viață personală. Este decent. Există și gărzi? Da, bineînțeles. Ce Gărzile cin? pe care le are medicul îndrumător, în principal le au și rezidenți. Adică au posibilitatea, nu sunt neapărat obligați, doar acea gardă din regulamentul pentru rezidenți este obligatorie, restul dacă dorește respectiv. Da, de obicei, gărzile sunt momentele în care un medic rezident învață, mai ales partea de clinică sau partea de constatări la fața locului. Pentru că există două tipuri de gărzi. Există gărzi de sediu și gărzi de teren. Gărzile de sediu sunt strict pe medicină legală clinică, și anume se fac certificatele medico-legale, expertizele medico-legale urgente, cu ordonanță de la poliție sau evaluările pentru consumul de alcool în trafic, pentru consumul de droguri la șoferii depistați în trafic și așa mai departe. Asta este garda de sediu. Garda de teren este garda medicului legist care participă cu cei de la criminalistică. Și anume, sunt cadavrele găsite prin București, suspecte, etc., toate cazurile medico-legale. La cazurile medico-legale este chemat și un medic legist la fața locului. Atribuțiile medicului legist este să facă o constatare la fața locului, ce leziuni s-au găsit pe cadavrul respectiv, dacă prezintă leziuni, dacă prezintă semne de tratament medical, care au fost circumstanțele decesului și o serie de lucruri de genul acesta. Bineînțeles, rezidentul poate să participe și la acest lucru. Cam câte gărzi pe lună se fac? În principal e o gardă de sediu și o gardă de teren. Deci e chiar Acum, ok. da. Depinde, poți să mergi și cu alți medici, să vezi și cazuistică de la alți medici. Poți cere și dacă ceri, ți se va da. Primiți și un spor pe această specialitate? Bineînțeles, toate specializările cred că au un spor. Și cam cât e? Este intervalul acela de 55-85. Ah, ok. Deci nu e 15 minim, e între 55 și 85, undeva între ATI și psihiatrie. Cât de greu a fost adaptarea pentru tine la început, în primul an de rezidențiat? În cât timp te-ai obișnuit? A trecut ceva. Bineînțeles, cred că toți rezidenții pot să confirme chestia asta, că primele luni ești avion oriunde ai merge. Adică îți pare că nu aparții de acolo, nu știi unde găsești, ce găsești, cum găsești. Da, într-adevăr, nu știu, adaptarea a durat undeva la 3 luni, să zic că am intrat așa în ritm, să pot să țin pasul cu tot ce am de făcut, cu cât am de învățat pe lângă, etc. Da, deci vreo 3 luni, să zic, plus minus câteva zile. Ce cărți recomanzi la început de drum, de pe care poți să învețe rezidenții? Rezidenții. Pentru rezidenți, ceea ce poate să fie mai mult decât pentru rezidenți este recomandat Night-ul. Night Forensic Pathology, parcă. Momentan este în engleză, poate o să vedem și o traducere la un moment dat. E cam de bază. Burkhard Madea, la fel, mai este o carte foarte bună. Avem și autori de la noi, Cartea Neagră de Dermengiu, toți rezidenții cam știu de Cartea Neagră, e foarte amuzant. Și cam astea ar fi pentru început. Pentru început. Pentru aprofundări sunt Am înțeles. sute, zeci, sute. În cutia aia de întrebări pe care am pus-o noi pe Instagram, au fost mai multe Așa. întrebări de la studenți în Ok. care întrebau dacă trebuie neapărat să-ți placă anatomia. Mă gândesc că au întrebat asta atunci când se gândeau la autopsii.
Deci acum întrebarea ar fi, trebuie să-ți placă anatomia sau trebuie să vii și cu alte cunoștințe? Sau cât de mult te pregătește facultatea pentru această specialitate? Da, facultatea te pregătește destul de mult, adică față de, nu știu, am mai auzit rezidenți care, a, că în facultate am învățat atâta și, mă rog, nu, facultatea te învață destul de mult, adică, bineînțeles că trebuie să știi anatomie, trebuie să știi cumva și fiziopatologie, astfel încât să știi ce efect au anumite patologii asupra organelor, să poți să vezi dacă omul a suferea de o chestie sau da, anatomie, fiziopatologie, anatomie patologică. Da, trebuie să-ți fi plăcut mai multe din sfera asta. Dar ca și medic specialist, ai putea să te desprinzi de partea asta cu autopsiile și să faci doar medicină legală clinică? Nu, Nu, n-ai nu, putea. Ok. nu. Absolut toți Deci este la pachet. medicii. Este un Da, must. este la pachet, este un must. Păi cam cu asta se deosebește față de alte specializări. Da, e un must, adică nu se poate doar o anumită chestie. Am înțeles. În străinătate se pot face stagii? Cunoști ceva posibilități de practică? Sincer, nu vreau să vorbesc în penii, astea sunt doar din auzite. Nu știu acum. Am înțeles că se pot face stagiile de anatomie patologică și ar fi cumva o echivalare pe undeva în Germania. Again, nu vreau să zic în penii, nu știu exact, sunt doar auzite. Dacă îți prelungești rezidențiatul cu încă un an jumătate de anatomie patologică în Germania, ai putea practica medicina legală, dar medicina legală de practicat în Germania e foarte greu de prins vreun post, vreo ceva. Da. La ei sunt mult mai puțini decât la noi, pentru că au altă legislație, altă împărțire, mă rog. Și Dar, ca în și principal, se poate. și ca și posibilități de creștere, să zicem. Ok. Există atestate sau competențe sau ceva supra-specializări pe care le poți face? Supra-specializări. Nu cred. Ca și creștere. Am înțeles că se poate lucra în privat, ca expert parte, așa se numește entitatea, dar nu știu exact legislație, să vă dau mai multe detalii. Adică, cumva se poate face cercetare destul de multă, again, în continuare, deci cine e pasionat și de cercetare e cumva un plus. Și cam atât, adică nu știu să-ți spun exact. În Ar fi un plus principal, dacă ai face și dreptul. și da și nu. Din punctul meu de vedere, da, că te ajută să-ți dai seama mai bine de cadrul legislativ în care te învârți. Dar atât. Adică nu trebuie să fie, nu știu, să înveți pentru barou și pentru. Dacă știi legislația de bază, să știi care e cadrul legislativ de la tine, e ok. Dar nu există practic mai multe ramuri ale medicinei legale pe care te poți duce și numai cu asta să te ocupi. Se poate. Sunt medici care fac mai puține autopsii și sunt specializați, vă dau un exemplu, la doctor care e specializată pe antropologie. Într-adevăr, face mai puțin partea de autopsii și se ocupă mai mult de laboratorul de antropologie sau laborator de genetică medico-legală, la fel. Se poate face mai mult. Dar v-am zis, nu se scapă de bază, de. Cu aia se Da. începe. Da, exact, adică. După ce se termină rezi, ce posibilități de angajare există? Adică mă gândesc că neapărat la stat, dacă vrei să ai un loc de muncă, Da, la privat, cumva după ce ai putea să legislație. faci? Da, corect. Da, într-adevăr, doar la stat trebuie să urmărești când se scoate un post. De obicei se fac anunțări la ziare. Când se scoate postul, trebuie să urmărești să dai concursul. De obicei se scot posturi, fiind o nișă,
Nu sunt foarte mulți medici specialiști primari și încep să... Unii ies la pensie, se găsește un post, dar trebuie să ai puțină răbdare. Nu e așa, nu e la pocnitul din deget. Ai zis și de medic parte sau ceva de genul la un Expert parte, expert. da. Aia e partea de privat. Ce face un expert parte? Exact ce face un medic legist, numai că Ok. face pentru cineva la cererea unui avocat. Este un angajat al unui avocat să A, practic preia nu e un și caz. detectivul particular. Exact, exact. Ceva de genul. Am Exact, înțeles. exact, exact. E, Bun. da, partea de privat. Care e satisfacția cea mai mare pentru tine în această specialitate? Satisfacția cea mai mare. Că fac ce îmi place, în primul rând. Nu consider că mă duc la job de foarte multe ori. Satisfacția cea mai mare, adică cea mai mare. Satisfacția în fiecare zi, pentru că nicio zi nu seamănă cu alta. În fiecare zi e un alt caz, ieri poate a fost, nu știu, un infart, mâine poate un accident feroviar, poimâine poate e o crimă. Fiecare zi arată diferit. Adică nu este monotonie. Cred că de acolo vine satisfacția. E Că ca un mister în nu pot fiecare să zi. zic că am avut 2 zile la fel, una după alta, de când sunt acolo. Adică 2 ani, aproape. Wow, super. Dar și partea mai puțin plăcută, ce minusuri, ce provocări ai întâlnit până acum? Minusuri, provocări. Trebuie să nu fii dezamăgit dacă nu poți să gândești o expertiză cap-coadă de la început, adică e cumva normal și nu trebuie să te dezamăgească, trebuie să te ambiționeze să mai înveți, să observi cum fac și alții, să mai și furi meserie, cum se spune. Așa. Minusuri. Uneori este programul, că am doresc când, nu știu, aveam ceva eveniment prin familie sau ceva, și nu pot să refuz o gardă sau așa. Nu prea găsesc minusuri, sincer. Adică, astea ar fi că uneori nu îți oferă niște posibilități de, nu știu, liniște. Te ține în priză, te ține în priză. Dar depinde acum cum o vezi. Unii pot vedea minus, eu uneori, adică eu văd ca pe un plus, dar întâlnesc oameni puțini care văd asta minus. Dar nu te lasă, adică poți să dormi noaptea, nu-ți dă Ah, coșmaruri. da. Nu, e ok, te obișnuiești. Ala nu e minus, nu. Foarte bine. Nu, e ok. Mai avem o singură întrebare pentru tine și anume, ce Ok. sfaturi ai tu pentru viitorii medici rezidenți care vor medicina legală sau chiar pentru cei care dau examenul? Da, ce sfaturi? Dacă își doresc legală, go for it. E extraordinară. Vezi foarte multe lucruri pe care garantez că unii colegi nu au văzut niciodată, deși cu asta se ocupă. Alte sfaturi. Să învețe că se ia cu notă destul de măricică în funcție de ce centru își doresc. Și cam atât. Ah, go for it. Asta e sfatul. Chiar o Să nu le recomand fie frică. din toată inima. Nu, să nu se gândească neapărat la ce fac după. Aoleu, ce fac după. E un pas și acolo și e ok. Să nu se dezamăgească. Păi, fiindcă am ajuns la final, să-ți mulțumim încă o dată Cu și mare felicitări plăcere. pentru alegerea pe care ai făcut-o, să-ți alegi o Mulțumesc. specialitate cu care să te mândrești și de care să fii pasionat și la care să te duci fără să te gândești că e un loc de muncă și îți Exact. dorim mult succes pe mai departe. Mulțumesc, mulțumesc mult. Mi-a făcut plăcere. Și nouă. Asemenea, îți doresc și ție tot ce mi-ai urat Mulțumesc. mie. Și pentru viitorii rezidenți sau studenți de la legală, dacă vă doriți, faceți-o. Să nu vă țină nimic pe loc. Chiar e Super. nevoie de rezidenți buni. Super. Bine atunci, o seară plăcută. La fel vă doresc.